Nu vă supărați. Aici locuiește magicianul? Care dintre ei? Păi așa numitul... Așa numitul Melies. George Melies, sau George Melies? Ăsta, ultimul. Problema. Ceasornicul ăsta. Vedeți, ceasornicul ăsta mie îmi ține loc de inimă. Iar serviciile pe care vi le cer nu depășesc atribuțiile dumneavoastră de ceasornicar. Vedeți? Apul care arată orele e îndoit în sens invers pentru că eu iubesc, dar eu nu știu iotă despre dragoste. E stricat rău? Stai liniștit! Merge strun! Ce bine! Știți, doctorița Madeleine care mi-a pus ceasul a spus că ceasul meu nu se potrivește deloc cu starea de îndrăgostit, adică e convinsă că mi-ar rezista unui asemenea șoc emoțional. Ea poate să creadă orice. Dar tu nu trebuie să fii de aceeași părere cu ea! Dar eu nici nu sunt de aceeași părere cu ea! Numai că atunci când am văzut-o pe Micuța Cântăreață... Micuța! Cântăreață! Dansatoare! O cunoașteți de acasă? Micuța Cântăreață dansatoare! Da, când am văzut-o, să știți că ticăitul a început să se întețească. A, ce ne-a luat o razna și tot mecanismul s-a dat peste cap. Și ți-a plăcut? Oh. Numai că mi-a fost frică că Madeleine are dreptate. Dacă te tem că o să ți se facă rău, nu faci decât să mărești șansele de a ți se face rău. Uită-te la acrobați! Crezi cumva că se gândesc că o să cadă dacă merg pe sână? Da! Nici de cum! Acceptă riscul și savurează plăcerea de a înfrunta pericol.